Viața Sfintei Mucenițe Fervuta și roaba sa. Sfântul Simeon, episcopul Persiei, sfârșindu-și a sa mucenicie pentru Hristos, fiind chinuit de împăratul Savorie, au rămas după dânsul două surori ale lui, una fecioară cu numele Fervuta, iar alta văduvă și o roabă. Deci, Sfânta Fecioară Fervuta era tânără cu anii și la față frumoasă fără măsură, de a cărei frumusețe înștiințându-se împărăteasa Persiei, femeia lui Savorie a poruncit să o aducă la sine. Și ducându-se slugile, au luat pe acea sfântă fecioară, pe sora ei și pe roabă și le-au dus la împărăteasă. Când se sfârșea anul, după uciderea sfântului episcop Simeon. Și văzând împărăteasa frumusețea Fervute, a zis către dânsa: O fecioară, ți se cade să fii stăpâna multora, având o astfel de frumusețe. Iar sfânta a răspuns: Am mire pe Hristos pentru care fratele meu a pătimit și nu pot să mă gândesc la alt mire. Iar împărăteasa, nemai întrebându-o nimic, a poruncit ca să petreacă în palatul împărătesc cu sora ei și cu roaba. Iar a doua zi împărăteasa s-a îmbolnăvit deodată și au mers vrăjitorii Persiei să o cerceteze și să-i cunoască boala ei. Deci au văzut în palatul împărătesei pe Fervuta, fecioara cea frumoasă, și unul din vrăjitori s-a rănit de frumusețea ei. Apoi, ieșind din palat, a trimis la dânsa zicându-i: De vei voi să-mi fii mie femeia, apoi te voi cere de la împărăteasă și vei fi stăpâna multor averi și bogății. Răspuns a sfânta: Nu mi-este cu putință mie, fiind creștină, să mă unesc cu păgânii. Auzind aceasta, vrăjitorul acela s-a umplut de rușine și de mânie și, ducându-se la împăratul Savorie, a zis: Nu este firească boala împărătese, căci este otrăvită. Iată, sunt în palatul ei două surori creștine, al căror frate Simeon, episcopul creștin, a fost ucis din porunca ta. Și cu adevărat aceasta este, că acele având răutate asupra ta pentru fratele lor, pregătind o travă, i-au dat împărătesei tale. Deci îndată împăratul a poruncit ca să le aducă pe acelea la întrebare. Și fiind aduse la împăratul toate trei, sfânta Fervuta, sora ei și roaba, au ieșit la dânsele după porunca împăratului Maoptist, boierul vrăjitorilor, și cu dânsul alți doi boieri din sfat, ca să le întrebe și să audă răspuns de la dânsele. Iar aceia, așezând la judecată și pe femeile aduse punându-le înainte, după ce au văzut negrăită cuvința Sfintei Fervuta, îndată s-au rănit inimile lor și fiecare dintre dânsii gândea în sine vicleșuguri și tăinuia fiecare unul de altul necuratul său cuget. Și au zis către dânsele: Pentru ce ați otrăvit pe împărăteasa stăpâna lumii? Iată, sunteți vinovate de moarte. Sfânta Fervuta le-a răspuns zicând: Pentru ce a băgat satana în inima voastră o scornire ca aceasta asupra noastră? Care lucru este departe de adevăr? Și pentru ce, cu nedreptate, voiți să ne ocărâți pe noi? Dacă sunteți însetați de sângele nostru, apoi cine este cel ce vă oprește pe voi ca să-l beți? Dacă doriți înjungherea noastră, iată, în toate zilele mâinile voastre vi le spurcați cu aceea, iar noi pentru Dumnezeul nostru murim ca niște creștine, nelepădându-ne de El, de vreme ce El este viața noastră și precum este scris nouă, ca unui Dumnezeu să ne închinăm și aceluia unuia să îi slujim, așa și facem. Încă este și aceasta scrisă în cărțile noastre, vrăjitorul și fermecătorul, să nu trăiască, ci să moară de mâinile poporului lor. Deci cum am fi dat noi cuiva o travă, când un lucru ca acela nu este o mai mică răutate ca aceea de a ne lepăda de Dumnezeul nostru? Căci pentru amândouă greșelile acelea stă deasupra noastră pedeapsa de moarte. Acestea, grăindu-le sfânta cu dulceață, o ascultau pe ea și, minunându-se de frumusețea și de înțelepciunea ei, nu puteau să-i grăiască ceva împotrivă, ci fiecare în sine gândea: Eu voi ruga pe împăratul ca să le elibereze de la moarte și îmi voi lua mie
pe fecioara aceasta de femeie. Și abia răspuns m-a optit zicând, deși nu se cade vouă a face fermecătorii, precum ați zis, ca să nu călcați legea voastră, însă dorind răzbunarea morții fratelui vostru, ați făcut aceasta. Răspuns a sfânta fervuta, dar ce rău a pătimit de la voi, fratele nostru, ca pentru aceea să vă doresc vouă moartea și viața noastră să o pierdem la Dumnezeu, căci deși voi l-ați ucis pe el, iuțindu-vă cu păgânească voastră mânie, însă el este viu și se bucură cu Hristos în cereasca lui împărăție, în fața căreia împărăția voastră nu este nimic. Acestea, zicându-le sfânta, a poruncit boierul să ducă pe sfintele fecioare în temniță. A doua zi, foarte de dimineață, m-a optis boierul vrăjitorilor a trimis în taină în temniță, la sfânta fervuta zicându-i, iată, gata sunt, ca să rog pe împăratul să fii vie tu și cele cu tine, numai să voiești să-mi fii mie femeie. Iar sfânta fecioară, auzind acelea cu îndrăzneală, a răspuns, astupă-ți gura, prea necuratule câine, vrășmașule a lui Dumnezeu și a toată dreptatea, să nu îndrăznești mai mult unele ca acele necurate cuvinte, să le aduci în urechile mele că nu suferă mintea să le audă pe acelea. Nu va fi aceasta în veci, pentru că odată m-am unit cu Domnul meu Iisus Hristos și fecioria mea aceluia o păzesc și credința și adevărul aceluia mă sârguiesc a le păzi. Că Hristos fiind singurul fără de păcat, este puternic să mă scoată din păgâneștile voastre mâini și din necuratele voastre gânduri pe care le-ați pus asupra mea. Deci nu mă tem de moarte, nici mă înfricoșesc de ucidere, pentru că prin aceasta mă trimiteți la Sfântul Episcop Simeon, iubitul meu frate, și acolo voi afla mângâiere de necazurile mele și de suspinurile cu care m-am întristat după moartea lui. Astfel, sfânta fervuta mireasa lui Hristos a izgonit pe trimisul lui Mauptis cu necinste de la sineș, iar pe însuși Mauptis, boierul vrăjitorilor, l-a umplut de mare rușine. La fel a făcut și celorlalți doi boieri, care de frumusețea ei se răniseră, pentru că fiecare dintre dânsii trimitea în taină la dânsa în temniță pe solii lor ca să o amăgească spre a lor însoțire, dar toți au fost rușinați de ea. După aceea, înțelegându-și fiecare unul altuia pofta către fecioara aceea și văzându-și paguba lor, s-au sfătuit toți cei trei boieri să piardă cu totul pe fecioara fervuta și pe cele împreună cu dânsa. Deci au mărturisit cu nedreptate înaintea împăratului, mințind că acele trei creștine sunt vrăjitoare și fermecătoare vrednice de moarte. Deci, le-a poruncit împăratul să se închine soarelui și să fie vii, iar sfintele mucenițe, fiind duse iarăși la judecată înaintea celor trei boieri, după ce au auzit acea poruncă împărătească, au răspuns, noi ne închinăm lui Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, și cinstea aceluia nu o vom da soarelui, care este făptura lui Dumnezeu pe care îl cinstim noi, iar ale voastre îngroziri niciodată nu pot să ne despartă de dragostea Mântuitorului și Domnului nostru, Iisus Hristos. După ce sfintele au zis acestea, Mauptis și cei doi boieri au strigat cu glas mare, să se piardă de pe pământ femeile acestea, care au dat împărătesei o travă și au aruncat-o pe ea în cumplită boală. Și s-a dat de la împărat asupra sfintelor mucenițe hotărâre de moarte, ca cele trei femei creștine să moară cu acel fel de moarte cu care vor voi vrăjitorii Persiei. Și ziceau oamenii aceia păgâni, de nu se vor tăia femeile acelea în două, iar împărăteasa de nu va trece printre părțile tăiate ale trupurilor lor, nu va putea să se tămăduiască. Și fiindu-se la tere sfintele mucenițe, Mauptis iarăși a trimis la sfânta fecioară fervuta zicându-i, de voiești să mă asculți pe mine, apoi nici tu nu vei muri, nici cele ce sunt cu tine. Iar sfânta fecioară cu mare și mânios glas ocărându-le a zis, pentru ce necuratule câine grăiești acestea?
pe care nici a le auzi nu pot, pentru că eu desăvârșit doresc să mor pentru Hristos Dumnezeul meu, ca să dobândesc de la El viața veșnică, pentru că niciodată nu voi iubi viața aceasta vremelnică, ca să nu mor cu moartea cea veșnică. Atunci păgânii, scoțând pe sfintele mucenice din cetate, au înfipt pentru fiecare câte doi pari, de unul au legat pe sfânta muceniță fervuta de grumaj, iar spre altul i-au întins picioarele ei, asemenea și pe sora ei și pe roabă, întinzându-le la pari, le-au legat și aducând un fierăstrău de lemn, le-au ferestruit în două. Astfel, sfintele mucenițe miresele lui Hristos și-au dat preacuratele lor suflete în mâinile mirelui lor, celui fără de moarte. După aceasta, muncitorii au pus 6 copaci mari, 3 de o parte a drumului și 3 de alta, și au spânzurat de ei părțile cele ferestruite ale trupurilor sfintelor mucenițe. O, înspăimântătoare priveliște și vedere plină de lacrimi! După aceea au petrecut pe necurata lor împărăteasă pe calea aceea printre trupurile cele spânzurate ale sfintelor mucenițe și a trecut după dânsa toată mulțimea poporului, iar la sfârșit cinstitele trupuri ale sfintelor mucenițe le-au aruncat într-o groapă. Așa s-a sfârșit sfânta muceniță fervuta împreună cu sora ei și cu roaba sa, în 4 zile ale lunii aprilie, întru Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia îi se cuvine slava și împărăția, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.